invitația primită de a mă alătura acestui eveniment de o mare ținută științifică și de a putea participa la această dezbatere pe marginea studiului elaborat sub egida Institutului European din România. În primul rând, aș începe prin a remarca valoarea deosebită a acestui demers academic, fundamentat pe baze metodologice și științifice deosebit de solide. Este un studiu foarte bine închegat, foarte bine structurat, foarte coerent, care în plus oferă o informație deosebit de bogată referitoare la cooperarea dintre cele trei state implicate și care în plus oferă și niște repere privind cadrul general în care se desfășoară această cooperare transfrontalieră. Am numit Politica Europeană de Vecinătate și reforma în curs care se desfășoară la nivelul acestei politici a Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, studiul avansează și niște recomandări care, dincolo de valoarea lor academică, prezintă și valențe, prezintă și un potențial practic deosebit. Sigur că, dincolo de caracterul lor în principal academic al acestor recomandări, mă refer, instituțiile vizate urmează să le considere, să le analizeze cu toată atenția și să decidă în mod concret în ce fel sau acolo unde și pot fi aplicate. Spre beneficiul programelor operaționale, în ultimă instanță, al cetățenilor din zonele de frontieră și al tuturor celor trei state implicate în acest demers. Acum, dacă îmi permiteți, câteva considerații aș face pe marginea proiectelor concrete care au fost promovate prin intermediul atât al programului trilateral România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, cât și al programului, al celor două programe bilaterale România-Ucraina, respectiv România-Republica Moldova 2014-2020. De la bun început trebuie să observăm că aceste programe de cooperare transfrontalieră au avut și au în continuare un rol deosebit de importanță în ceea ce privește susținerea demersurilor celor două state partenere PEV, sub umbrela Politicii Europene de Vecinătate, de apropiere de valorile europene, de valorile și principiile europene. Deci ele constituie un pivot important al demersurilor în acest sens ale celor două state. În afară de aceasta, putem observa că prin proiectele concrete pe care programele de cooperare transfrontalieră cu Republica Moldova și Ucraina, prin proiectele deci concrete puse în implementate, puse în valoare, se asigură un răspuns coerent și concret cerințelor cetățenilor din zonele de frontieră. Aș enumera în acest sens faptul că aceste programe sunt focalizate pe chestiuni foarte punctuale și care răspund, cum spuneam, unor cerințe specifice. Mă refer la îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere de frontieră sau de transport și acest lucru mai ales pe marile proiecte de infrastructură. Este vorba de promovarea sectorului IMM-urilor, a dezvoltării durabile, deci în zonele respective și în statele partenere, prezervarea moștenirii culturale, istorice, protecția mediului și chiar avem și o componentă de combatere a infracționalității transfrontaliere. Desigur că în selecția acestor proiecte un rol deosebit de important l-au avut atât cerințele concrete ale cetățenilor, cât și conținte de importanță strategică și, nu în ultimul rând, evident, s-a ținut cont și de fondurile disponibile la dispoziția celor trei programe, respectiv programul trilateral România-Ucraina-Republica Moldova și cele două programe bilaterale România-Ucraina-Republica Moldova.
În acest sens, aș face o observație că, deși fondurile care sunt alocate acestor programe transfrontaliere par sau chiar și sunt semnificative, este vorba de circa 140 de milioane de euro pentru ciclul de programare financiară a UE 2007-2013, dar și pentru actualul cadru financiar bugetar al UE 2014-2020, sumele sunt oarecum similare, circa 90 de milioane pentru programul trilateral Corica Moldova și 60 pentru Republica pentru cooperarea cu Ucraina, dintre care sumele alocate concret proiectelor mari de infrastructură sunt mult mai mici, respectiv 27 și 18 între cele două programe, Republica Moldova, respectiv Ucraina. Deci capacitatea de absorpție probată de statele partenere este mult mai mare decât aceste fonduri puse la dispoziția celor două programe bilaterale în curs. Și acum, dacă îmi permiteți, pentru că și cu referire directă la conținutul acestui demers academic, acestei lucrări foarte valoroase, după părerea noastră, care face referiri concrete la cadrul general în care se desfășoară cooperarea transfrontalieră între România și cele două țări partenere, PEV, m-aș referi puțin la demersurile în curs de reformă a politicii de europene de vecinătate, referiri care de altfel sunt conținute și în economia lucrării. În primul rând, să constatăm că chiar și spargerea programului trilateral în două programe bilaterale corespunde cu orientarea actuală a noii politici europene de vecinătate, privind o mai mare diferențiere între statele partenere și un efort sporit pe dimensiunea de responsabilizare a acestora. Într-adevăr, deci, prin aceste două programe bilaterale se reușește într-o măsură mult mai mare, sperăm. Deocamdată avem doar proiectele mari de infrastructură selectate și în curs de lansare, să se răspundă într-o măsură mult mai mare cerințelor concrete, necesităților concrete ale cetățenilor din zonele transfrontaliere. Aș dori apoi să remarc faptul că o dimensiune esențială a noii PEV renoite, a noii politici de vecinătate renoite, o constituie stabilitatea zonei de la granițele exterioare ale Uniunii Europene. Deci stabilitatea este un element esențial. Și deși vorbim de niște programe de cooperare transfrontalieră care par avea un specific în principal economic, dar fără a lipsi totuși și niște elemente de, cum menționam, combaterea infracționalității sau chiar răspunsul în cazul de situații de urgență. Deci, în pofida acestui fapt, dimensiunea aceasta de securitate, stabilitate, rămâne esențială în ceea ce privește demersul de promovare al politicii europene de vecinătate. În acest sens, trebuie să subliniez faptul că politica europeană de vecinătate actuală este parte componentă a strategiei globale de securitate și apărare a Uniunii Europene, în curs de elaborare, și care urmează să fie prezentată într-o primă formă de către înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate la sfârșitul acestui semestru, respectiv în iunie, cel mai probabil. În aceeași logică a promovării stabilității, se intenționează în cadrul noii PEV renoite și promovarea unei cooperări mai strânse cu vecinii vecinilor în cadrul așa numitelor platforme de stabilitate, concept foarte apropiat de cel promovat de România, respectiv Security Trust, și care vizează cooperarea pe domenii specifice de interes bilateral cu vecinii vecinilor, adică cu state situate dincolo de frontiera imediată, de frontierele externe imediate ale Uniunii Europene. M-aș referi apoi, tot în același context al reformei PEV, la dimensiunea nouă și pentru că studiul vorbește și de provocări și oportunități în perioada 2014-2020, la caracterul renoit al parteneriatelor pe care Uniunea Europeană le promovează cu partenerii din vecinătate. În acest sens, cele două programe bilaterale cu Republica Moldova și respectiv Ucraina încearcă să răspundă într-o măsură cât mai mare acestui deziderat.
În acest sens, reamintesc faptul că cu două dintre statele partenere PEV, mă refer la Republica Moldova și Georgia, deja s-au ratificat de către statele UE acordurile de asociere. Din păcate, pentru Ucraina avem o sincopă, avem o problemă, respectiv respingerea la 6 aprilie 2016 de către prin referendum în Olanda a acordului de ratificare. Desigur, acest acord are o valoare mai mult consultativă, dar foarte probabil vor trebui depuse eforturi suplimentare în vederea depășirii acestei situații. Deja președintele Comisiei Europene, Juncker, a anunțat că că Comisia Europeană intenționează să-și consolideze demersurile pe direcția apropierii Ucrainei de Republica Moldova pentru a se depăși dificultatea acestui moment. Nu în ultimul rând, când vorbim de această dimensiune nouă a parteneriatelor Uniunii Europene cu cele două state partenere, aș aminti și de perspectiva unei viitoare aderări a statelor partenere din vecinătatea estică. O asemenea perspectivă este perfect coerentă cu prevederile tratatului de la Lisabona, cu statutul european al țărilor respective și, evident, condiționat de îndeplinirea de către aceste state a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, România a susținut cu vigoare înscrierea în noua PEV, în Politica Europeană de Vecinătate revizuită, înscrierea unor prevederi care să lase deschisă o viitoare perspectivă de aderare, fie ea pe termen mediu sau lung. Din păcate, aceste eforturi nu au fost pentru moment încununate de succes. Există încă destulă reținere la nivelul unor parteneri vest-europeni față de o prea rapidă oferire a unei asemenea perspective statelor partenere din vecinătatea estică. Cu toate acestea, experiența de până acum a construcției europene și a politicii de enlargement a demonstrat caracterul stimulativ și pentru avansarea în ritm susținut a reformelor democratice în statele partenere, a menținerii unei perspective de aderare. De aceea România va continua să militeze pentru statele partenere din vecinătatea estică care se califică în acest sens pentru oferirea unei perspective referitoare la o viitoare extindere a UE care să încorporeze și aceste țări. M-aș opri aici pentru moment și rămân la dispoziția noastră pentru eventuale întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Tonescu, cu siguranță, după ce vom avea și